Laura Codruța Chioveși este în turneu în România. Astăzi a fost în vizită la Consiliul Superior al Magistraturii, după ce vineri a apărut în biserică, îmbrăcată în el, la prezentarea unei teze de doctorat la Cluj-Napoca. Întrebată dacă va candida la alegerile prezidențiale, Chioveși i-a ignorat pe jurnaliști. Vedem acest moment. Parte, la o parte. Bună ziua! Am mai multe întâlniri cu autoritățile naționale și inclusiv cu Consiliul Superior al Magistraturii. Mâine mergeți și la Facultatea de Drept de aici din București. Da. Cum sunteți mulțumită de activitatea pe care o desfășoară parchetul pe care îl conduceți noastră, doamna procuror? Da, foarte mulțumită. Mulți ar spune că toate aceste vizite pe care le face procurorul european sunt în contextul în care frumos. Laura Codruța Chioveși și s-a pregătit să candideze la președinție. Este adevărat, doamna procuror?